Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, sunt Zidana Ozacana, eu te-ați văzut și bunătate am făcut eu astăzi, ciaburechi, ciaburechi cu carne tocat, poți o faci de pui, poți o faci chiar și de vită, chiar și de purceluș. Eu te-ați văzut ce am eu aici, așa, eu am ciaburechiul deja făcut, îl pun în ulei, îl prăjesc foarte bine, câteva minute, eu am toată rețeta, pas cu pas. Dăm focul puțin mai încet ca să coacă foarte bine. Așa. Deci am o minune aici. Ia uitați-vă. Ciaburechi rusești sau ciaburechi... Noi le facem așa, dar mai sunt și uzbeșești. Toată lumea le face la noi rușii. Într-adevăr, sunt gustoase. Eu îi fac foarte des. Dar sunt nemaipomeniți de frumoși. Ia uitați-vă ce am eu aici. Așa. Sprăjesc foarte bine. Au beluțe, aer, au foarte mult carne. Sunt frumoși, frumoși, frumoși. Hai să vă întorc unul să vedeți ce bunătate am eu aici. Minuni. Am focușorul încet ca ei să coacă bine. Așa. Dar chiar vă rup unul să vă arăt cu voi aici. Minunății. Carne este la mine foarte bine mărinată. Ia uitează și frumuseți. Într-adevăr frumoși. Așa. Ia uitați cât sunt de moi, deci sunt și crocanți, dar sunt și moi. Așa, minuni, minuni, minuni. Îi las pe o hârtie de bucătărie ca să-i scot uleiul. Așa, frumos, frumos. Deci numai sare, ulei și apă. Da, dar clar că are un secret. Dacă vă uitați în video meu, să vedeți și secretare. Deci este minunat. Minunat. Foarte des noi facem. Mai spui, Zidana, nu poți să-i coc ca să nu mănânc prăjit. Nu, chiar aici, la noi se mănânc prăjit, dragile mele prieteni, fiindcă noi suntem sănători, dacă cinstit, noi nu avem probleme. Deci nu avem frică că să nu mâncăm prăjit, dar aceasta este luat pentru prăjit, nu este pentru copt. Așa? Minunat. Ia-mi vă rup eu unul să arăt cum arată înăuntru. Am aici mai copt, dar am aici mai puțin copt, că la mine în casă mănânc și așa, și așa. Să vă rup unul să vă arăt. Ia uitați-vă cum, dați o farfurie. Așa. Hai să luăm aici o farfurie, să vedeți cum curge apa din ei. Așa, să dau bine. Ia. Perfect. Perfect. Curge bulionul, că eu am pus în carnea tocată bulion. Ia uitați cât de bine arată și cât de copt este aluat și cum are mult cărniță. Hai, rămâneți aici cu mine că vă arăt mai departe totul, pas cu pas, acest minunată rețetă de ciabureche. Da, într-adevăr, o rețetă minunată. Așa, eu vă doresc poftă bună. Credeți-mă, dacă faci o singură dată, vei îndrăgi această minunată rețetă, o faci tu întotdeauna. Chiar poți să o faci afară, dacă dorești să nu faci și în casă. Cu voi a fost prietena voastră, Zidana, dar eu mai departe merg cu mica mea rețetă frumoasă, bună, crocantă, ciaburechi. Poftă bun! Așa, deci eu am revenit la rețeta mea, dar am făină, un kilogram de făină. Eu toată făina mea, absolut toată, o cer întotdeauna ca să nu-mi rămâi absolut nimic, să fie, să intre oxigen, să fie bună, bună. Ia uitați-vă, da? Toată făina la mine este cernută. Așa, mai întâi eu cern toată făina și adaug sare după gust, numai decât. Așa. 60 mg de ulei. De miligrame de apă fierbinte, foarte fierbinte. Eu am încălzit, am fiert un litru, mi-mi trebuie 600. Așa, amestec bine. Când puțin sărăcește, frământ cu mânuța. Aici, deci, este apa fierbinte, fierbinte în aluat, este foarte important.
Amestec bine, bine. După și se răcește, băgăm mânuța, să amestecăm cu mânuța. Până când se odihnește aluatul, eu am să-l frământ foarte bine. Eu am acolo carne de pui și carne de porc, mixtură, ceapă. O dau singuric prin mașină de tocat, adică întotdeauna când eu am nevoie să fac, eu dau întotdeauna singur. Nu cumpăr carne tocată niciodată, niciodată. Fiindcă eu am cumpărat și mie nu mi-a plăcut. Așa, deci eu bag mânuța și amestec bine, până când obțin un aluat, până când obțin, deci o bilă bună. Dacă cinstit, acest aluat nu are nevoie absolut de nimic. El se frământă foarte bine, nu se lipește. Așa. Așa, aluatul este gata. Dacă drept, eu l-am frământat 4 minute, nu mai mult. Ia uitați și aluat bun este. Deci nu se lipește absolut deloc de mânuț. Foarte bun, fiindcă el are puțin ulei. Este molcuț. Nemaipomenit de bun. Parcă este o plastilină. Perfect. Deci numai dacă dorești făină, ulei, sare. Apă fierbinte, foarte important. Ok, poți nu pui sare, fiindcă dacă nu mănânci salată, dar apă fierbinte, ulei și făină trebuie să pui. Minunat! Îl las să odihnească până când fac eu cărniță. Așa. Așa, deci eu am revenit la umplutură. Eu am cărnița. Cărniță de pui, adică piept de pui, și o fărâm prin, adică o fac tocat, prin blender. Sau pe mașina de tăiat carne, sau cum dorești tu. În felul următor, amestec carne de pui și cu porceluș. Voi puteți amestecați chiar și de vită sau de berbec, sau de iepure. Ei se mai întrebi cu pește, da? Nu, cu pește nu. Așa, în felul următor. Și o tochez pe toată, dar pe pun și ceapă în ea, numai decât trei cepe mari. Așa. Așa, eu uitați-vă cum eu am tocat carnea. Întotdeauna eu o tocasc singură, deci nu o cumpăr tocată. Dacă mă rămâne, deci cărniță pot să fac și chifteluți pentru un piureu. Deci o minunăție din rețete poți să faci cu carne tocată. Așa îmi dau eu 1 kg de carne, amestecătură, adică piept și porc. Dacă eu dau singuric carne tocată prin mașină și carne uscată și bună am eu. Ia uitați, uscată, uscăță, deci nu are nimic apă în ea. Am tocat și ceapa bine, dau câteva bobițe de piper negru ca să măcirez încă o dată și piele. Adaug și ceapă în cărnița mea. Amestec bine. Sare, numai decât. Sare după gust. Dacă dorești ceva condiment pentru carne, așa, și foarte important, foarte apă, apă rece. I-am spun, dacă am 1 kg de carne, undeva 100 de miligrame de apă. Apă rece. Deci mă întreb, Zidana, de ce e apă rece? Fiindcă e la suc în ceaburecul nostru sau în plășințelele noastre. Dar eu am să le numesc ceaburechi, fiindcă ele ceaburechi și să numesc. Amestecăm foarte bine. Deci chiar apa este foarte importantă în această carne,
noi să o punem, fiindcă este mulcuța, să primească suculente. Și atât, cărnița mea este gata. Mă amestec încă puțin și mă încep la făcut ceaburechile mele. Foarte ușor să fac. Așa, dragile mele prieteni, deci noi facem biluțe din aluatul nostru, uitați ce aluat bun am eu, în felul următor. Numai decât lucrăm pe bază de făină. În aluatul ăsta nu merge ulei, că deja are ulei. Așa, beluțe în felul următor. Din beluțe facem așa turtiță. Ia uitați-vă, da? Așa turtiță. Pe făină. Așa. Deci să nu fie groasă, ia uitați-vă, da? La mine sunt subțirele. Și ce facem cu turtița? Nu uităm că noi avem apă în tocătură, în tocătura de carne. O lingură de tocătură o adăugăm pe turtița noastră. Deja are apă, fiindcă noi trebuie să o închidem bine, dar să lucrăm pe făină ca să închidă turta bine, să nu curgă. Așa, scoatem aerul. Cu o farfurie măsurăm, mie îmi trebuie ca să fie toate tot una, da? Tăiem încet, cu un cuțit, orice ce aveți voi. Acest aluat îl pun într-un pachet, fiindcă el nu trebuie să mai fac. Ia uitați cum s-a primit, da? Și cu o furculiță, fiindcă el are apă, noi nu uităm, noi închidem foarte bine. Că poate să mai deschidă dacă nu este închis bine. Așa. Îl scuturăm bine de aluat și îl punem la prăjit. Eu am aici o cratiță încins cu ulei. Ia uitează, la foc încet, noi nu dăm voi focul, deci să fie tare, focul încet. Așa, ia uitează cât de frumoase primesc la mine. Foarte frumoasă, dar aici am deja gătite, nemaipomenite de bune și pufoase. Deci, într-adevăr, sunt gustoase. Eu vă deschid imediat unul cu voi aici să vedeți cum arată. Dar la mine se prăjește, ia uitează cum se prăjește aici. Așa, aruncăm puțin ulei, așa, ca să primească aerat, bulbucat. Ia uitați-vă, da? Deci sunt perfecte. Nemaipomenite de bun, sunt niște plăcinte rusești, se numește ceaburechi. Dar când noi deschidem aproape când este gata, curge sucul sau zeama sau bulionul de la cărniță. Așa, eu mai pun una, ia uitați. Așa. Perfect, credeți că sunt foarte bun. Dacă ai să mă întreb zidana în spate de cop, nu. Fiindcă ele nu au aluat, nu are absolut nimic și nu are cum să le coacem. Aici chiar se prăjesc în ulei. Așa, încet. Ia uitați cât sunt de frumoase. Perfecte. Poți le faci și afară, la foc. Deci, într-un ceaun sau într-o craci sau pe disc, pentru dacă nu-ți place mirosul de ulei. Dar dacă ai fereastra deschis și ușa închisă la bucătărie, deci este perfect. Așa, eu îi prăjesc pe toți în felul următor. Este deja l-am scos, dar acum vreau să vă rup unul să vedeți cum are întrânsul sucul. Așa, deci ia uitați-vă. Ia. Deci perfect. Perfect. Este foarte, foarte bun. Deci vedeți că aluat este puțin, dacă este cu apă fierbinte, cât de bine arată. Deci s-a ridicat în două rânduri, fiindcă aluatul opărit este în două rânduri. Are beluțe de aer, dar cât de moale este. Mulcăluți, mulcăluți. Deci sunt ceaburechile. Această rețetă eu fac de mulți, mulți ani. Vă doresc poftă bună. Cu voi a fost Zidana Ozacuna. Dacă
ți-a plăcut aceste minunate plăcințele sau ceaburechi cu carne și cu multă, multă ceapă, îmi lăsați-o în comentariu. Vă sărut cu mult drag, prietena voastră Zidana.